Obstacol neobișnuit pentru șoferi. Pe o porțiune proaspăt asfaltată a drumului Chișinău-Ungheni au răsărit doi stâlpi. Imagini cu cei doi piloni de electricitate din mijlocul carosabilului au fost expediate în adresa redacției noastre. Stâlpii pot fi observați chiar în fața autogării din Strășeni. Solicitată telefonic, primarul orașului, Valentina Casian, ne-a spus că lucrările de asfaltare nu sunt coordonate de autoritățile locale și a pasat toată responsabilitatea pe administrația de stat a drumurilor. Ultimii susțin că din cauza ploilor abundente în zonă există pericol de alunecare de teren, de aceea a fost pus un strat de asfalt până când furnizorul de energie electrică va muta pilonii. Acești piloni urmează să fie strămutați în scurt timp, deci pe porțiunea dată traficul autovehiculor este interzis și va fi suspendat până ce acești stâlpi vor fi relocați, ce a fost asfaltată porțiunea pentru a proteja straturile de fundare în urma tuturor precipitațiilor care au avut loc. Am încercat să luăm legătura cu serviciul de presă al furnizorului de energie electrică din zonă, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon.